urmărești cum e să fii sportiv prin ochi de copil. Spune-mi cum te numești și de unde ai aflat de gimnastică ritmică. Eu mă numesc Pop Giulia și am aflat de gimnastica ritmică de la școală. De când practici acest sport? Eu practic acest sport de 5 ani. Ce înseamnă acest sport pentru tine? Pentru mine acest sport înseamnă eleganță, frumusețe și mișcare. La ce concursuri ai participat și ce premii ai obținut? Eu am participat la multe concursuri, dar cel mai important a fost campionatul național din anul 2021, în care am fost dublă campionă națională la minge și panglică. Care este punctul tău forte în acest sport? Punctul meu forte în acest sport este ambiția. Ce simți când te afli pe covor? Când sunt pe covor, am mari emoții. Ce te motivează să continui practicarea acestui sport? Pe mine mă motivează să continui acest sport ca să fiu din ce în ce mai bună. Mulțumesc pentru răspunsuri, noi ne revedem la următoarele interviuri.